Vreau să conștiințim și să fim de acord ca să dăm cuvântul domnului Victor Opaschi, pentru că biserica majoritară îl așteaptă într-un alt eveniment, așa că vreau să vă rog să zicem bun venit, să-l aplaudăm pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat. Cer iertare dacă fac o precizare. Totuși, în România nu avem culte majoritare și minoritare. Toate cultele sunt egale în fața legii. Onorată adunare, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră la simpozionul dedicat împlinirii unui secol de la nașterea pastorului Pavel Bochean, cel care a condus cultul penticostal din țara noastră în perioada 1962-1990, an dificil pentru exprimarea liberă a credinței și a identității religioase. Am avut onoarea de a-l cunoaște pe pastorul Pavel Bochean. Eu am terminat facultatea de istorie filozofie la Iași în 1971 și împreună cu colega și soția mea, ne-am căsătorit în ultimul an, colega mea, am fost repartizați în București la două institute diferite ale Academiei. Pentru că socrul meu a avut o gravă condamnare politică, eu a trebuit să părăsesc Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale și am fost trimis să lucrez la Departamentul Cultelor. Acolo am lucrat o foarte scurtă perioadă de timp. Atunci am avut onoarea să-l cunosc pe președintele cultului, pe pastorul cultului penticostal, pastorul Pavel Bochean. După foarte scurt timp însă a trebuit să plec de acolo. Cumnatul meu s-a căsătorit cu o săsoaică, a plecat din țară. Am fost dat afară și de acolo. N-aș vrea să credeți că pozez într-un dizident sau o persoană care a avut de suferit în timpul regimului comunist, eu doar relatez niște fapte. Atunci am avut onoarea și bucuria să-l cunosc pe pastorul Pavel Bochean și familia domniei sale. Aniversarea 100 de ani de la nașterea lui Pavel Bochean se suprapune în mod fericit peste aniversarea 100 de ani de la Marea Unire. Moment de sărbătoare și reflecție pentru întreaga țară. Născut în același an cu România Mare, în comuna Mocrea, din județul Arad, localitate în care conviețuiau în armonie greco-catolici, ortodoxi, luterani și baptiști, Pavel Bochean a devenit membru al Bisericii Penticostale încă din anul 1930, când penticostalii din România erau în perioada de organizare teritorială. Cu un bagaj social amprentat de pluralism și toleranță religioasă, Pavel Bochean și-a dedicat întreaga viață nu doar bunei organizări și funcționări a cultului penticostal, ci și menținerii unui climat de pace socială și confesională între diferitele organizații religioase din țara noastră. E de datoria mea să recunosc faptul că nici perioada interbelică și nici cea comunistă nu au fost
perioade ușoare pentru penticostalii din țara noastră. Adesea statul supunea cultele religioase și mai ales noile organizații religioase unui regim excesiv și absurd de supraveghere și control. Exercitarea liberă a credințelor și convingerilor religioase în deplină consonanță cu exigențele democrației a devenit o realitate în țara noastră abia odată cu Revoluția din decembrie 1989. Tocmai de aceea, cultele religioase din țara noastră au avut nevoie, mai ales în anii comunismului, de conducători consensuali, înzestrați cu viziune pe termen lung, răbdători cu istoria, atenți la semnele vremii și plini de speranță pentru viitor. Pavel Bochean, pe care, așa cum am spus încă de la început, am avut onoarea să-l cunosc încă din anii 1980, a fost un astfel de lider providențial, reușind să țină comunitatea unită și să o reprezinte în fața autorităților statului cu diplomație și tact. Celebrarea memoriei lui Pavel Bochean și în special a istoriei sale de lider al comunității penticostale ne invită să privim critic și cu obiectivitate atât plusurile cât și minusurile perioadei la care m-am referit. Pentru viața religioasă, Marea Unire a însemnat recunoașterea oficială a mai multor credințe și organizații religioase, unele dintre acestea intrate în țara noastră ca urmare a unirii Regatului României cu Basarabia, Bucovina, Banat și Transilvania, altele însă, cum este cazul unor culte evanghelice, ca urmare a încurajării pluralismului religios imediat după Marea Unire. România Mare a avut șansa să se nască de la bun început ca o țară a pluralismului religios. Recensământul populației din anul 1930 înregistrând 13 culte religioase, dintre care două de tradiție neoprotestantă sau evanghelică, Biserica Baptistă, respectiv Biserica Adventistă. Ulterior, abia în anul 1950, și Bisericii Penticostale i-a fost recunoscut statutul de cult religios. Astăzi, prețuim libertatea religioasă și libertatea de conștiință ca valori centrale ale oricărui regim democratic. Dreptul fundamental al fiecărui om de a-și asuma și de a-și exprima în public, ca și în privat, propria credință sau convingere religioasă sau non-religioasă, este astăzi considerat o condiție sine qua non a democrației. Respectarea libertății religioase este totodată principiul fundamental al edificării relațiilor dintre stat și cultele religioase în România ca și în întreaga Europa. Într-o societate cum este cea de astăzi însă, în care libertatea religioasă se confruntă cu noi provocări venind din direcția fundamentalismelor religioase și terorismului, dar și a renașterii xenofobiei și intoleranței, este indispensabil ca atât statele, cât și cultele religioase din Europa să reafirme centralitatea valorii libertății religioase ca expresie fundamentală
a libertății și demnității omului în cadrul societății. De aceea, închei felicitând organizatorii simpozionului și spunând că țara noastră și mai ales tânăra generație au nevoie de cunoașterea și aprofundarea vieții și activității celor care, în vremuri mult diferite față de astăzi și deloc prietenoase cu drepturile și libertățile cetățenești, și-au asumat slujirea aproapelui, așa cum a fost pastorul Pavel Bochean. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și mi-ați permis să pot spune câteva cuvinte. Mulțumesc!